găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Caravana LTV, la o altă destinație a noastră. Ne-am oprit astăzi la Cojalac, o comună deosebită, o comună în care o să vedeți și dumneavoastră spiritul cultural și artistic, educația sunt foarte bine conservate. Noi am asistat la evoluția a două ansambluri care ne-au încântat, de fapt, ne-au cântat și ne-au încântat cu maestria cu care au executat jocurile. O să le vedeți și dumneavoastră parcursul emisiunii. De asta vă spuneam că am găsit această comunitate cu totul deosebită. Aici locuiesc oameni care au încercat să clădească o cultură românească aici la Cojalac, pentru că aici a fost și o suprapunere de culturi. Comuna este foarte veche, au trăit aici tătari, au trăit turci, germani și ulterior români care au venit pentru a popula această zonă și a o face dintr-o zonă multiculturală o zonă românească. Bun, chiar dacă nu mai opresc poștalioanele aici la Cojalac, iată că a oprit Caravana Litoral TV, dați-ne voie să vă prezentăm invitații care sunt astăzi alături de noi. Vom începe cu doamna Georgiana Tocică, reprezentantul asistenței sociale din cadrul primăriei Cojalac. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul profesor Bică, profesor de sport la Liceul Teoretic Cojalac. Liceul Tehnologic. Domnul profesor Manole Vasile, profesor și al meu în copilărie, mi-a spus profesor la Sinoie, mă bucur că v-am regăsit astăzi la fel de mult cum mă bucuram și atunci când veneați la ore. Dumneavoastră sunteți localnic, sunteți aici și născut, ați crescut aici, v-ați format ca om, exact și domnul Bică ca și dumneavoastră, sunteți fii ai comunei, rămâneți fii ai comunei. Primarul localității Cojalac, Gheorghe Alexa, bună ziua, bine v-am găsit. Doamna Jichita Cristina, director adjunct al liceului. Doamna Corina Șapte, ansamblul, coordonator al ansamblului Armin Divâr Chiroș și profesor, să înțeleg, de limba română, la liceul din comuna. Doamna director Daniela Eugenia Caranfil, directorul liceului tehnologic Cojalac. Bun venit, doamnă! Mulțumim că sunteți alături de noi. Și colegul nostru Silviu Calotă, coechipierul, am putea spune, în acest maraton jurnalistic. Vă spuneam că intenția noastră este să vizităm 43 de administrații, 43 de comunități în care vom identifica problemele, în care vom promova valorile, în care vom încerca să răspundem provocărilor modernității și provocărilor viitorului. Silviu ne însoțește ca de fiecare dată și astăzi la Cojalac, aici, în această comunitate despre care astăzi vă vom informa și vă vom prezenta lucruri foarte deosebite. La Cojalac ne-au însoțit ca pe tot parcursul celor 13 ediții și sponsorii Caravanei Litoral TV. Este vorba de Selgros România, Brutăria Victoria din Eforie Nord și restaurantul For Friends, For Friends din Constanța. Bun, cred că ar trebui să începem discuțiile pentru că timpul ne presează și îl vom ruga pentru început pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte despre ce a reușit să facă în această jumătate de mandat, practic, pentru că dumneavoastră sunteți un primar nou, da? Ce ați găsit și unde ați reușit să aduceți localitatea până în prezent? Microfonul e deschis. Bună ziua, bine ați venit la noi în comună. Bine v-am găsit. Suntem încântați de apariția noastră. Mulțumim. Ne bucurăm cu toții. Și invităm și pe alte posturi de televiziune, dacă au bună plăcere. Să vină și să vă cunoască. Să vină să ne cunoască, îi așteptăm și pe ei, și pe investitori, pe oricine. Suntem cu brațele deschise. Despre administrație. Despre administrație pot să vă aduc la cunoștință. Administrația nu este chiar cum o cred alții. Cum o cred alții? Dacă alții o cred acum. Administrația că e ușoară, este ca într-o firmă. Nu e. Banii publici trebuie să fii foarte atent. Ce cu, faci ei cu ei și cu destinele celor pe care îi administrezi? Sunt toți pentru școală, pentru investiții. Primar, vă contrazic. Fostul primar a făcut administrație cu săbii la un moment dat, cu pistoale. Se poate oricum dacă ești primar. Dacă aveam acel noroc să fi venit cele două firme de eoliene pe mandatul meu, Cojalacul era oraș la momentul de față. În primul rând trebuie, cum am mai reamintit, orice investitor primi cu brațele deschise. Atunci au fost cumva blocați investitorii care au dorit să vină aici și să
investească... Da, în acel mandat 2008-2012 a fost blocată firma CEZ. Au fost preferințe doar pentru o anumită firmă. Consider. În final au construit, dar au construit pe cele trei oate. Oate Fântânele, oate Cogealac, oate Grădina. Dacă construiau numai pe oate Cogealac, la acel moment erau 100 de eoliene, numai în buzunarul cetățenilor intrau 300.000 de euro. Pe raza administrativă. Pe raza administrativă oate Cogealac. Intrau 300.000 de euro în buzunarele cetățenilor. Intrau bani în primăria Cogealac. Bugetul local. Întreg parcul eolian are 240 de turbine. La dumneavoastră câte sunt din acestea? La momentul de față, în comuna Cogealac, sunt 56. Diferența până la 100 sunt pe UAT Grădina. Celălalt parc, parcul Vest Fântânele, au și 100 de eoliene, dar sunt separat de noi. Au mai multe ca dumneavoastră, deci au dublu. Cogealacul trebuie să aibă 250 de eoliene. Firma CES și firma Eolica. Am înțeles. Da. Ce a însemnat acest lucru totuși pentru bugetul primăriei? Acest lucru pentru bugetul local. Bugetul local a suferit foarte mult din această... De ce a suferit? Care au fost motivele? Nu și-a primit autorizațiile să fie plătite, taxele și impozitele. Nimic. Și o primărie nu poți să o ții numai cu bugetul local. Alocat de către bugetul de stat. Știți ce se întâmplă? Pe total țară. La ora actuală se încasează 40%. Rata de colectare. Nu poți să ții o primărie cu 40%. Iar sigur, firmele acestea, care, investitorii care sunt aici la dumneavoastră, investitorii care sunt la noi, nu ne-au plătit nimic până la momentul de față. Bun, știu că unul dintre ei v-au ajutat să reabilitați centrul medical de aici din localitate. A întors cumva acest serviciu social comunității, dacă putem spune... Nu pe acest mandat. Nu pe acest mandat. Pe mandatul meu, această firmă a făcut o sponsorizare Liceului Tehnologic Cogealac, o sumă de 63.000 de euro, care corpula s-a renovat în totalitate și s-au schimbat toate băncuțele, parcă doamna director, tot mobilierul. Și la Râmnic au venit cu mobilier. Pentru aparține administrativ de Cogealac, ca și administrație locală, da? Este sat, aparții, să înțeleg. Vedeți, acum consider că din 2014 va fi bine. S-a votat codul fiscal, vor fi impozitați, vor intra banii la bugetul local. Până acum n-am putut să impozităm. Deoarece erau scutite stații, substații, centrale... Și n-ați avut bază legală de impozit. N-am avut bază legală și nu s-a putut. Era la Mihai Viteazu, Enache. La Mihai Viteazu, exact. Da. Da, la Mihai Viteazu nici ei n-au avut. Situația similară. N-au putut să impoziteze. Cum colaborați cu administrația locală? A dumneavoastră, cea pe care o conduceți dumneavoastră? Cu membri, consilieri, șefii de servicii? Da, e în regulă, nu avem probleme. Cu șefii de servicii. Până la momentul de față, eu consider că a fost bine și realizările pe care am putut să le fac în această comună și satele aferente. Ce 2014. Ce faceți concret? Concret. Ce concret, ați reușit noastră să faceți? Să începem cu primăria Cogealac. Vă duceți aminte? Cu sediul primăriei. Sediul primăriei Cogealac. Am făcut acoperișul primăriei, termoizolația primăriei, străzile n-au fost petruite, am petruit străzile, rețeaua de apă am pus-o la punct. Apă, canalizare. Comuna Cogealac a avut... un proiect, apă uzată, canalizare, Cogealac și Tariverde, pe măsura 577 și pe OGH 7. La momentul de față, în comuna Cogealac, avem 960 de gospodării, dintre care 940 sunt cu apă, racordate la rețeaua de apă. La canalizare nu sunt toate. Considerăm... Se extinde și rețeaua de canalizare? Este, rețeaua de canalizare este extinsă, dar nu sunt toți branșați la rețeaua de canalizare. Cam 50% la momentul de față. Bun, asta ați reușit. Cu ce probleme vă confruntați sau v-ați confruntat până în acest moment? Problemele pe care le confruntă comuna
ar fi bani. Domn primar, haideți să vă întreb altceva. Unde veți direcționa fondurile suplimentare în baza noului cod fiscal? Care sunt nevoile stringente în acest moment în localitatea pe care o administrați? În acest moment, dacă după 1 ianuarie vom colecta fondurile, avem un proiect pe Râmnicul de Jos, Râmnicul de Sus și Gura Dobrogei. Apă, canalizare. Mai avem pe comuna Cogealac piață agroalimentară. Mai avem tot pe comuna Cogealac drumurile și anțurile pentru apa pluvială, trotuare, parcul, acest parc care este lângă noi aici, lângă Căminul Cultural. Măcar atât să putem să realizăm. Ați adus aminte de, mă rog, de situația în care aveți o asociație de a crescătorilor de animale, fructificați cumva producția agricolă în localitatea noastră? Da, deci comuna Cogealac e o comună care deține un efectiv foarte mare de animale, 24.000 de capete de animale înregistrate la primăria Cogealac. În acest an, în luna aprilie, am dat prin închiriere pășunea crescătorilor de animale. Am adus o firmă de la Nicolae Bălcescu care să preia laptele de la crescătorii de animale. Să-l colecteze. Să-l colecteze. Acum am anunțat chiar și pe postul de canal al comunei toți crescătorii de animale să vină, să îi îndrumăm, să-și achiziționeze acele tancuri de lapte. Să depozita laptele în el. Da, da, da. Mulți dintre ei vin, mulți nu vin. Vor veni greu, când va fi gata oborul, probabil, pentru că aici se va deschide un obor. Aici, noi la Cogealac, tot în primăvară, într-o ședință de Consiliu, am dat Consiliul Județean Constanța 3 hectare, 30.000 de metri pătrați. Suntem prinși în cele 10 oboare ale județului din Constanța. Lângă acel obor se va monta o turbină eoliană pentru tot ce înseamnă OATEC, Cogealac, pentru a alimenta cu energie electrică. Da, școală, primărie, ilumina public. Este o turbină pe care o montează cei care exploatează acest parc? Sau ea dumneavoastră, plătită de dumneavoastră? Nu, prin Consiliul Județean. Am înțeles. Primăria Cogealac, Consiliul Județean. Când veți inaugura acest sau când vor inaugura acest obor? După toate discuțiile cu Regia Autonomă Județeană de Drumuri, am fost la ei și mi-au pus proiectul la dispoziție. În primăvară, consider deci că se vor... viitor în primăvară. Anul viitor în primăvară. Până atunci, la Megidia, probabil, să-și vândă produsele, că nu prea au alt undeva unde. Acest obor, acest târg, Megidia, va aproape. Fi în zona de nord a județului. Da. A județului. Va fi cel mai mare târg. Nici o localitate unde s-a făcut acest obor nu are 3 hectare. 30.000 de metri pătrați. Să revenim cu discuția după aceea la domnul primar și să mai completeze. Vreau acum să vă întreb dumneavoastră, domnule Emanuele, sunteți fiul al comunei, sunteți profesor, sunteți istoric. Vreau să ne vorbiți un pic despre Cogealac și despre istoria lui. Dacă nu cea recentă, cea de, din ultima 150 de ani, să spunem așa, ca parte de locuire românească, pentru că după 1878 vin români aici, veneau și înainte transcumanți, dar... Cultura românească este o cultură care se dezvoltă după 1880. Da, așa este, aveți dreptate. Avem profesie asemănătoare, istoria și eu și noastră. Spuneați mai devreme că mi-ați fost elev și mi-am adus aminte. Într-adevăr, un elev de excepție. Și iată că profesorul cu elevul se întâlnesc și acum discută frumos despre trecutul istoric al Dobrogei, care ne încântă pe toți, să știm, pentru că știți că istoria Dobrogei a avut istoria aparte, fiind parte mult timp pașalic turcesc. Sigur că da. Dar în perioada aceea, deși în perioada aceea erau turci, se făcea transhumanță și au venit și la Cogealac și sunt oameni în Cogealac care sunt din zona Sibiului. Sigur, din mărginile. Sunt cei mai vechi, cei mai vechi locuitori ai Cogealacului. Crescători de oi și veneau aici pentru că știți foarte bine că oaia dobrogeană are gustul cel mai bun carne de oaia dobrogeană. Și laptele. Sultanii și cei din administrația otomană preferau, spre deosebire de alte zone de unde importau oi, oile de Dobrogea. Și până la urmă, nu numai că adăstau, până la urmă s-au stabilit aici și au format primii locuitori ai Cogealacului,
Lucrul acesta, de fapt, în amănânt se găsește în istoria Cojacului pe care am publicat-o acum vreo 15 ani de zile. Și aici este o monografie, să înțeleg. O monografie care este destul de bine pus la punct. Poate că mai completăm cu ajutorul primăriei, să mai umbrăm prin la arhivele respective, să mai punctăm în esențialul ei. Dar după aceea, populația germană a fost aici, ca în multe satele Dobrogei, așezată, plecând însă în anii 40, când schimbul de populație făcut, ceilalți români din zona sudică a Bulgariei au venit în locul germanilor. Și români și aromâni, cum le spune românii, aromâni și românii români, dar de fapt români sunt toți. Și iată că ne întâlnim aici în 40, avem aproape 100 de ani de zile și vă spun sigur că suntem o comunitate extraordinar de frumoasă. Eu țin foarte mult la Cojacul acesta, spuneam de zile Cojacului domnului primar că țin foarte mult la Cojac și mi-a spus și dumneavoastră mi-a zis, domnule, și eu țin mult la Cojacul ăsta și trebuie să faci ceva frumos. Într-adevăr, domnule primar. Și sunt sigur că dumneavoastră este un gospodar deosebit și în viața de zi cu zi la dumneavoastră a demonstrat lucrul acesta, dar demonstrează lucrul acesta și față de ceilalți oameni din comunitate pe care îi respecte și îl văd mereu prin fereastra școlii, câteodată uitându-mă cum aleargă să zbate, întâlnești cu fiecare om, încearcă să facă din puținul care îl avem, că avem puțin acum de primar și vă înțeleg că lucrul acesta fără bani se poate. Nu spunea Napoleon, bani și asta pentru războaie, dar noi vrem nevoie de bani pentru pace, pentru bunăstarea noastră. Să știți că suntem în Cojac cu oameni foarte gospodari, cu o inițiativă aparte. Da, se și vede, domnul profesor. Sunt societăți bine... Dacă mergi prin comună. Sunt societăți formate în curs de modernizare. Probabil că vor ține pasul cu cerințele Uniunii Europene și vom intra într-o calitate deosebită a pregătirii unui adăposturi bune pentru animale, pentru calitate deosebită a produselor și a unui specific care... agricol care să fie, da, de fapt și specific agricol, iar aici societățile au de o deosebită tehnologie modernă. Suntem la nivelul vestului Europei, să știți. Și asta e de apreciat pentru oamenii acestea. Da, așa vorbesc și la ore. Dar vreau să vă spun că în afară de istoricul acesta în care pe noi ne-a adunat și ne-am simțit bine și ne simțim într-adevăr foarte bine, se simte și în aspectul Cojalacului, să știți. Deși el are o tradiție arhitectonică destul de veche și frumoasă chiar înainte de război, arhitectura se schimbă pe zi ce trece și oamenii schimbă cel puțin gardurile, apoi casele încet cu încetul iau un aspect deosebit și într-adevăr am un sat frumos. Eu țin mult la Cojacul acesta, are și un parc drăguț prin 1937 ridicat, acolo era uborul de animale, domnul primar, poate să-ți mai tânăr, și în locul lui s-a făcut parcul acesta, puține comune se pot lăuda cu un parc frumos în mijlocul căruia tronează o statuie frumos dedicată după primul război mondial ca simbol a unității întregii din națiuni române, în care sunt 65 de eroi ai locului din Tari Verde, Cojac și din comuna Cojalac, ori români, chiar nemți, care au luptat cu anumă. Exact, a plecat exact din politica aceea de Anjus, forțată, în spus cum a fost. Sigur. În privința cu activității culturale, să știți că încercăm să păstrăm tradiția noastră, așa cum avem noi Dobrogea, are nu așa lungă tradiție, mă refer la ani cum sunt în alte zone ale Dobrogei, dar încercăm un specific al nostru, fie cu român, fie românesc. De multe ori, nunțile, nu de multe ori, întotdeauna nunțile au și muzică macedonească și muzică românească, se dansează, se interinfluențează unele pe altele. Sigur. Deja nu mai știm unde sunt limitele, să știți până la urmă, între muzica românească. Bine, și românească. Pentru că și aici e vorba de împrumut cultural. Toate culturile împrumută de la restul culturilor. Chiar recent eram la Negruvodă cu domnul primar și era acolo tot o comunitate de aceasta între bulgarii și tătari turci ne-am întâlnit acolo, i-a fost lipovenii de acolo, a fost un spectacol frumos. Iată, deci că e într-adevăr o Uniune Europeană de sigur ceea ce își dorește Uniunea Europeană, adică ceea ce ne dorim de fapt toți. Diversitatea. Da, diversitate în unitate, diversitate, cum zice acest exprimare. Ce concepte, de fapt, care se doresc a fi politici, iată sociale. Iată că Europa mult visată și din antichitate chiar s-a spus treaba aceasta. Cred că spune rădăcini în condiții acestea moderne și nu e rău, chiar foarte bine pentru viitorul omenirii. Domn profesor, vorbeați de nunți și multiculturalism. Unde se fac nunții în localitatea noastră? Sunt multe zone de făcut nunțe în comunitatea aceasta. Chiar au fost inițiative, dar în ultimul timp poate vreți să faceți o... Sunt saloane în care se fac. Acum ne-am cam modernizat și cam început să ne îmburghezim, dacă vreți puțin. Expresia mai face și la Constanța.
Da? Da, facem la Constanța și toate familiile din partea ambilor și culmea că și a românii nu mai fac una pentru fată, una pentru băiat, dar înțeles că e bine să ajutăm, ca să-i facem împreună, că este un sprijin și ne ducem la Constanța, facem o nuntă frumoasă acolo, întoarcem la doi frumos, pe la treabă, la vacile noastre, la oile noastre, la câmpul nostru, la viața noastră de cu zi, la școală, la copiii minunați pe care aveți, să știți că Cocelacu are copii minunați. Am văzut și am văzut evoluând, o să-i vedeți și dumneavoastră. Niște copii extraordinari, nu numai. Avem oameni deosebiți care au umplut întreaga țară cu oameni deosebiți cu pregătire excepțională. Cred, sunt convins. Orice nivel. Sunt convins. Știți foarte bine lucrurile acestea, că sunteți din zonă. Cam atât, dacă vreți. Dacă mai aveți întrebări... O să mai comunicăm și după aceea, domnul profesor. Vreau acum să ajungem la doamna director al școlii. Este vorba de doamna Caranfil, Daniela Eugenia. Este directorul Liceului Tehnologic din Cojalac. Și vreau acum să vă întreb cum evaluați infrastructura educațională a comunei. Nu sunt director de mult timp, din luna iulie 2012, deci un an și jumătate. Suficient timp să vă faceți așa o idee. Da. Ce am realizat în timp de un an și jumătate. Haideți să analizăm puțin infrastructura, cum ați găsit-o, cum o vedeți față de alte comune, pentru că aici există un liceu din anii 60, totuși înseamnă ceva nivelul acesta de educație liceală. 65, domnul profesor ne completează, și față de alte comune, totuși putem să spunem că în Cojalac stăm mai bine la nivelul infrastructurii educaționale, pentru că avem de la grădiniță reprezentate formele de educație și până la liceu, inclusiv bacalaureatul care se organizează aici, să înțeleg, da? Doar competențele lingvistice, am înțeles. Și digitale. Am înțeles. Când am preluat conducerea școlii, am semnat un contract de sponsorizare cu grupul CES. Grupul CES ne-a sponsorizat, ne-a reabilitat corpul de clădire A, iar în preajma Crăciunului, în 2012, de asemenea ne-au sponsorizat școala structură de la Râmnicul de Jos, cu mobilier școlar și bănci și dulapuri. Au fost binevenite. Logistică. De fapt, tot aparatul logistic care necesită o școală până la urmă ormei. Toată infrastructura logistică. De asemenea, din bugetul școlii am finalizat gardul Liceului Tehnologic Cojalac. Am achiziționat camere de supraveghere video pentru că a trebuit să răspundem cererii ITJ-ului de a avea sistem de supraveghere video pentru siguranța elevilor. Ceea ce este foarte bine. Am văzut imagini recente de la un incident din București, în care acele camere de supraveghere au surprins incidentul unor huligani, până la urmă, care nu sunt elevi, sunt huligani. Și asemănător acelor camere, probabil că și alte camere monitorizează ceea ce se întâmplă. Alte realizări, creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 20%. De asemenea, ne clasăm pe locul întâi la nivel național privind proiectele europene. Am obținut un proiect Leonardo da Vinci cu tema Un mediu mai curat, o viață mai curată. Foarte interesant. 35.000 de euro am primit în contul deschis pentru elevii noștri care vor merge în localitatea Granada din Spania, în două fluxuri. În luna ianuarie, pe 23 ianuarie, vom pleca cu 7 copii în Spania, în Granada, pentru practică, vor sta o lună de zile, eu voi merge în calitate de monitor și al doilea flux în luna iunie. Tot din acești bani vor fi achitate toate drumurile, toate costurile, inclusiv cărțile pentru conversație spaniolă, engleză și chiar și intrările la muzee. Am înțeles. Vom face un schimb de experiență cu elevii din Spania, vor de la un liceu tot de profil. Nu. Noi vom merge și vom face practică acolo. Am înțeles. Liceul de acolo este pe același profil, protecția mediului. Am înțeles. Ce meserii învață elevii dumneavoastră? Pentru ce ei ies cu diplomă de tehnician ecolog.
după absolvirea liceului și da. După ce susțin bacalaureatul, au și înainte un certificat. Înainte de bacalaureat, susțin un examen pentru competențe profesionale și obțin un atestat, bineînțeles, în plus de diploma de bacalaureat. Am înțeles. Și acest tip de pregătire recomandă pentru a urma facultatea de ecologie sau studii superioare. Și agronomie. Și agronomie, am înțeles. Pentru că chiar ducem lipsă de ingineri agronomi. Dacă după Revoluție era o explozie de ingineri agronomi, astăzi efectiv nu mai avem astfel sigur, de specialiști. Sigur, sigur. Sigur că sunt înregistrați în liceul. Anul trecut, 1998, aveam cu tot cu grădinițe, școli generale și liceu. Vorbeați de o creștere a gradului de promovabilitate la bacalaureat, cu 20%. Da. De la cât? De la 30. Și acum a ajuns la 50. 50, aproape. Și perspectiva acestor elevi care învață în liceul pe care îl conduceți, unde se îndreaptă efectiv? Care este mentalitatea lor? Pentru că dumneavoastră luați contact cu ei și vedeți ceea ce gândesc ei și unii vedeți se îndreaptă perspectiva. Spre facultăți. Chiar am înțeles că dintre absolvenții noștri avem studenți la matematică, la medicină chiar. Alții pleacă în străinătate să-și realizeze altfel viitorul. Fiecare pentru că, din păcate, alege destinul pe care vrea să-l urmeze. Nu toți părinții din mediul rural își pot susține copiii pe mai departe. Unitatea pe care o manageriați aduce și copii din localitățile limitrofe? Da, din satele limitrofe, da, de la Râmnicul de Jos, Râmnicul de Sus, Gura Dobrogei, Comuna Fântânele, satul Tariverde, care aparține tot comunei Cogealac, și chiar și din comuna Istria și satul Nuntaș, care aparține comunei Istria. Și vin aici da, la deci studii, da? Din 9 localități avem elevi. Se asigură transportul? Se asigură transportul. Noi deținem și un microbuz școlar. Aducem copiii de la Gura Dobrogei și Tariverde. Primăria, de asemenea, pune la dispoziție încă 2 microbuze pentru a aduce copiii de la Râmnic la Cogealac. Comuna Tariverde, de asemenea, își trimite primăria comunei Fântânele și Istria își trimite microbuzul respectiv pentru a... Cele două comune vin cu proprie microbuze. Își trimit elevii cu proprie microbuze ale primărilor. Da, dar combustibilul, motorina pentru elevii care vin de la Istria și Nuntaș este asigurată de bugetul școlii. Cadrele didactice sunt... Cadre didactice în avetiste avem peste 25. Și fac naveta? Da, fac naveta. Li se decontează transportul? Li se decontează jumătate de către primărie. Anul trecut a fost pus la dispoziție un microbuz, primăria Cogealac, domnul primar împreună cu Consiliul Local a pus la dispoziție un microbuz. Care să aducă profesorii, să înțeleg, și să-i și ducă înapoi la Constanța. Anul acesta le-a decontat doar jumătate din abonament. Oricum este binevenită și această chestiune și acest lucru e binevenit. Domnul primar, pot să intervin puțin aici? Vă rog. După 1 ianuarie avem acel microbus care face naveta pe relația Cogealac, Năvodari, Constanța, își va relua traseul. Deoarece avem o problemă cu un șofer, s-a operat și nu îl mai avem. După 1 ianuarie, trebuie să asigurăm copiilor neapărat. Sunt 25 de profesori sau 24? 27. Da. Care trebuie neapărat transportați dimineață și la orele 14. Am înțeles. Doamna director adjunct, aveți aici în Cogealac și copii neșcolarizați în acest moment? Nu sunt neșcolarizați. Abandonul școlar, cum stați cu el? Abandon apare în special în satul Râmnicu de Jos, deoarece părinții au foarte mulți copii și datorită fondurilor. Noi ne refeream la comună per ansamblu, nu... Mai mulți dintre copiii care abandonează sunt de acolo. Da, care au probleme. Ba da. Da, nu sunt foarte mulți. Deci nu sunt foarte mulți. În rest, copiii vin la școală, să înțelegem. Da, copiii vin la școală. Sunteți director adjunct? Sunt director adjunct de la 1 septembrie. 2013. 2013, da. Am înțeles. Dumneavoastră, cum ați caracteriza
infrastructura școlară aici din Cogeala, pentru că pot fi viziuni diferite față de domnul direct, doamna directoare. Nu, noi colaborăm foarte bine, deci nu există... Reușiți să faceți echipă. Da, facem o echipă, colaborăm la fel și cu primăria foarte bine, deci nu avem probleme de acest gen. Care este sursa de încălzire a liceului? La Liceul Tehnologic Cogelac avem, și la grădinița Cogelac avem gaz, iar la Tariverde și la Râmnicu de jos avem centrală pe lemne, combustibil. Am înțeles, combustibil solid. Aici văd că funcționează bine relația între administrație și școală. La Mihai Viteazu au ieșit scântei, să înțelegem. Chiar am discutat în caravana, în ediția caravanei de la Mihai Viteazu, pe care am filmat-o la Sinoie, cu domnul primar Grameni, care spunea că are o problemă foarte mare cu doamna directoare a liceului, dacă nu mă înșel, de la Mihai Viteazu. Este tot liceul la Mihai Viteazu, da? Da. Și aici vedem că funcționează bine relația instituțională dintre... Atât pe cât posibil, domnul primar ne asigură transportul pentru competițiile școlare, pentru olimpiade, pentru concursurile artistice, că am avut la Galați, la Brăila, anul acesta, unde am câștigat, să vă spună, doamna șapte, Corina. Ajungem și la doamna profesor. Mai multe date. Sigur. Zic să mergem către sport, către domnul Sorin Bică. Nu înainte de a le reaminti celor care ne privesc că Dumitru Mușii, poate cel mai titrat antrenor de handbal al României, s-a născut aici la Cogealac și a plecat de aici către marea performanță, plecând de la... Poftiți? Antrenorul la echipa națională. Da, exact, antrenorul echipei naționale. Plecând de aici... Eu sunt născut în această comună. Deci am absolvit liceul din această comună în 1986, la Academia Națională de Educație Fizică Sport București, promoția 94, și de atunci sunt profesor de educație fizică sport în cadrul liceului tehnologic Cogealac. Cum se desfășoară ora de educație fizică și sport la dumneavoastră la liceu? Vă întreb pentru că sunt unele unități de învățământ din Constanța, unde profesorul aruncă mingea pe fereastră și copiii își petrec acele 45 de minute în curtea școlii cam de unii singuri. Deci organizează propriile jocuri. Noi avem la nivelul liceului tehnologic, avem un teren de sport? Un teren de sport sintetic și o sală de sport pentru perioada de iarnă. Avem o dotare adecvată, adică constând în mingii, saltele, trambuline, ladă, capre de gimnastică, toate obținute prin fonduri de la minister acum câțiva ani. Și fonduri structurale. Din partea școlii, anul acesta am fost dotați cu o trambulină care ni s-a rupt anul trecut. Întrebarea mea era dacă le folosiți, pentru că mai toate școlile au... Le folosim. Drept dovadă și rezultatele pe care noi le-am obținut în cadrul competițiilor sportive, ONSS, adică Olimpiada Națională a Sportului Școlar, la nivel de județ, am fost campion județeni anul trecut la rugby tag gimnaziu băieți, campioni județeni la fotbal liceu băieți, am reprezentat județul Constanța de două ori la Focșani, deci faza pe zonă. Cu anii dinainte am ajuns și în fazele finale pe țară, deci tot la fotbal gimnaziu băieți și fotbal liceu, aceasta fiind și specializarea mea din facultate. Din facultate, da. Pe care dumneavoastră ați urmat-o și ați încercat de fapt să o dezvoltați și aici. Cât am putut, cât mi s-a permis și în funcție și de... Și alte discipline pot studia. Deci mai facem handbal, deci jocul de bază mixt care se practică peste tot este handbalul, deci unde pot juca și băieți și fete. Basketul mai puțin, neavând încă dotarea necesară, că ne lipsesc panourile de basket. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt, în urma discuției purtate cu conducerea școlii, să rezolvăm și această problemă panourilor. Sperăm pe viitor să facem o imagine foarte frumoasă și mult mai frumoasă. Domn profesor, per total, scuzați, vorbeați de o trambulină. Acea trambulină l-a lansat pe domn primar în funcție? Nu. Domnul primar a câștigat alegerile în urma, după celor spuse și de domnul profesor, prin
cum să spun eu, prin convingerea pe cetățenilor care a exercitat-o asupra prin cetățenilor, prin capacitatea dumnealui de organizare, de... Și de convingere, de până la urmă, trebuie să-i convingi pe cetățenii să aleagă, nu? Deci nu a fost nevoie de o trambulină, deci nu a trebuit să sară atât de mult încât să... Se mai practică trambuline da, politice. Știm acele trambuline, deci sau... Da, bine, Silvia, trebuie să vorbim de figurat. Sau trasee, ca să mai... La figura de trambulină. Vorbeam în spirit de glumă la figură. Da, bineînțeles. Sigur, revenind la discuție, cum evaluați educația fizică? Că până la urmă, totuși, noi ne educăm fizic, ne educăm din punct de vedere al practicării unor sporturi, ne educăm fizic și prin exercițiile pe care le facem zilnic, tocmai pentru a ne putea întreține și a ne tonifia mușchii, a ne putea face viața de zi cu zi mai bună, da, mai frumoasă. Cum evaluați în comună sportul sau ramurile sportive? Aveți o echipă de fotbal? Aveți echipă de la nivelul comunei avem echipă de fotbal în divizia de județ. Așa? Mergeți la competiții sportive? Competiții sunt în play... Of, parcă, deci am din câte am asta. Deci eu, în primul rând, mă ocup mai mult de competițiile sportive organizate la nivel de școală. Avem două asociații sportive în cadrul școlii, Delfinul și Șoimu, deci înființate în 2003, de către mine. Cu palmares? Deci cu palmares, un palmares foarte bogat. V-am spus că am avut, deci am ajuns și până în fazele finale ale competiției ONSS. La un moment dat era Cupa Consiliului Județean, care de 2 ani de zile nu mai există. Deci aici am obținut rezultate foarte bune. Sperăm în continuare acum, deci ne-am calificat pentru faza următoare la fotbal gimnaziu și fotbal liceu cu băieții. Deci cum ar veni faza pe județ, deci faza finală. Și am avut aici la Cogeala, la sala de sport a comunei, faza pe sector, pe centru, metodic, cum se numește. Am avut și echipă de handbal fete, liceu. Cel mai bun rezultat a fost acum 2 ani de zile, locul 2 la nivel de județ. Foarte frumos. Felicitări. Mulțumim. Domnul primar, nu avem doctor aici, n-a venit niciun medic să ne vorbească despre infrastructura de sănătate. Ordinea publică, trebuie să ne spuneți câteva cuvinte și bineînțeles trebuie să interveniți și dumneavoastră pentru că sunteți localnici, domnule profesor Manole, domnule profesor Bică. Avem aici un consilier pe asistență socială, doamna 7 locuiți aici, să înțeleg. Sigur. Aici v-ați născut și dumneavoastră, sunteți fica comunei. Domn primar, cum stăm la infrastructura medicală? În această comună avem 3 doctori de familie. 3 cabinete, să înțeleg? 3 cabinete. Așa. La care este arondată populația. Și chiar 2 sunt în acest cămin. În și sunt cămin. Servicii, citeam la un moment dat, 24, 2 din 24, la acel centru reabilitat. În această comună avem centru permanență, doamna doctor Pândichi. Am înțeles. Și localnică, să înțeleg? Localnică, da, fiica satului. Și... În acel grup există și asistența... Balneo? Nu? Ați deschis o secție de balneofiziologie. Da. Și centrul SMURD. Care de fapt se ocupă de preluarea cazurilor urgente. Cazurile urgente, de pe raza administrativă a comunei. Până la Năvodari. Până la Năvodari, am înțeles. Stația de salvare este la Năvodari. Stația de salvare este la Cogeala. La Cogeala. Ok. Tot prin acest grup CEZ... care a finanțat... A fost posibilă, de fapt, înființarea acestei stații. Tot în acel complex al doamnei doctor, există și această stație de salvare, care ajută foarte mult pentru zona de nord a județului. Domnule Bică, vreți să completați? Este o salvare probabil pe care ați cedat-o cumva SMURD-ului ca ei să poată interveni și să angajeze personal, nu? Pentru că dumneavoastră, ca primar, n-aveați cum să faceți lucrul acesta. Acest centru de salvare aparține de Constanța. De ambulanță? De ambulanță. Coordonat de către ambulanța Constanța. Da. Nu smur. Vă rog, domnule Bică. Vă rog. Interveniți. Să știți că a ajutat foarte mult Liceul Tehnologic Cogealac. Înainte era grupul școlar Cogealac. Acum se face din grupul școlar CES, probabil. Sponsorizând și taberele copiilor cu mai nevoiași prin oferirea ghiozdanelor de rucsacului, pardon, de tabără, plata drumului și a cazării în taberele oferite de către dumnealor. Deci eu cunosc 2 asta e politica tabere corporatistă, să știți, domnule Bică. N-au făcut nimic deosebit.
Pentru era noi, normal să pentru noi, pentru da, noi la vremea respectivă era ceva deosebit. Pentru că au fost copii care nu și-au permis și nu-și vor permite și nu și-ar fi permis niciodată să plece într-o tabără. Câte locuri de muncă au înființat acești domni? Aici nu pot să vă spun nimic, pentru că pe teritoriul Comunei Cocelac nu știu dacă au vreun punct de lucru, adică vreun birou, ceva sau, eu știu, nu știu să... Ce de la CEZ? Dacă au înființat locuri de muncă, ce de la CEZ? Întreba colega mea Lavinia. Cei de la CEZ, da, sunt pe teritoriul Comunei Cocelac, la ieșire din Comuna Cocelac spre Fântânele, unde au sediu. Am înțeles. Lucrează cineva din Cocelac? Lucrează, da? Lucrează. Sunt foarte mulți la... Cam câți locuitori? La momentul de față nu sunt chiar așa de mulți. Când s-a construit parcul, erau foarte mulți. Era nevoie de muncă. De muncă, da, forță de muncă. Brută, și utilaje și... Sigur, sigur. Foarte mulți oameni la muncă. Plantarea infrastructurii. Poate începe celălalt parc, Eolica, Dobrogea. Am înțeles. Se dezvolte în 2014 cu chinezi. Și va fi, să înțeleg, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei dumneavoastră. Da. Chinezii nu sunt spanioli? Poate? Nu sunt spanioli? Nu mai sunt. Nu mai sunt? Nu mai sunt. La început au fost spanioli. Așa. Acum, și au cumpărat chinezii, au finanțat. Chinezii, da. Pe acest teritoriu al Comunei Cocelac există această stație de transformare la tarif verde. Am înțeles. Care preia tot curentul eolienilor. Toate aceste trei UAT-uri sunt legate în această stație de transformare. Am înțeles. Stația de transformare se leagă în rețeaua de înaltă. Da. De cam câte gospodării ar putea alimenta acest parc pe care l-aveți dumneavoastră aici? Fântânele, Cocelac, grădina. Acest parc, știți foarte bine, de la noi în Cocelac se dezvoltă în primul rând. La nivelul sutelor de mii, un milion, două... Nu știu să dau un răspuns aici exact cât ar putea să... Păi nu, acum un an de zile, exact în decembrie 2012, cei de la Radioul Național anunțau că întregul parc de eoliene din Dobrogea depășise puterea instalată a centralei nucleare, ceea ce înseamnă că totuși... Puterea e de 600, parcă, nu? 600 de megawatt. 600. 1200 trebuie să... Trebuie să ajungă la 1200. Pe un vânt bun și, mă rog, condițiile din Dobrogea oferă acest vânt, depășiseră puterea instalată, ceea ce înseamnă avem că puteau exporta. Avem cei mai buni curenți. Noi avem trei curenți Europa. Aici. Cei mai buni curenți pentru eoline. Am înțeles. Tot timpul... Din cauza aceasta este lupta pentru teritoriu. Din cauza aceasta... Și primăria Cocelac. Domnule profesor Manole, vreau să vă întreb acum cum percepeți dumneavoastră în calitate de cetățean al comunei ordinea publică de aici? Pentru că vorbeam mai devreme de... Aveți un șef nou de post, nu? Infrastructura... Numit recent. Nu, la Mihai Viteazu. La Mihai Viteazu. Nu, nu, nu. Șeful de post înțeleg că este chiar de ceva timp. Și acești oameni care lucrează aici sunt destul de vechi și ne cunoaștem destul de bine și deci, e un avantaj pentru un polițai să cunoască cetățenii din sat. Și chiar ne respectăm foarte mult. Eu cred că această disciplină a statului depinde de educație. Educația începe la școală educația și acasă. Cetățenilor, sigur că da. Și să știți că eu sunt convins, nu numai convins, că este sigur că în Cocelac este o societate liniștită, educată, de bun simț, de respect, pentru proprietatea fiecăruia, pentru viața fiecăruia, pentru libertatea fiecăruia. Și chiar eu la școală le spun, măi copii, libertatea noastră începe la mine, dar se termină imediat la libertatea celuilalt. Sigur că adică da. Trebuie să fie o libertate subînțeleasă, să ne respectăm unii parte. Și copiii știu treaba aceasta. Și nu numai copiii și cetățenii au un, chiar de, dacă vreți un exemplu, a fost pentru mine, chiar alegerile mi s-a părut o chestie destul de elegant, bine, cu animozitățile oarecum inerente unor asemenea comunitate, manifestări, că, da. Dar sigur, să știți că a fost destul de elegante, deși parcă, să zic așa, ar fi putut, dar a fost o dovadă în plus al unui nivel de civilizație deosebit la Cocelac. Și vă spun că noi, între noi, știm să ne respectăm. Și asta e o chestie de mare apreciere. Și să respectați și valorile sociale. Valorile culturale. Da, și de care, de fapt, oamenii vă spun să beneficieze. Că prin această arie culturală care cuprinde noi și nu numai sportivă, așa mai departe, este o formă de educație a cetățeanului și sănătoasă, și mentală, și cum vreți noastră. Eu fac foarte multe tabere copii și am furt
multe zone. Și ocupat și de ansamblul artistic. Ansamblul acesta, să știți că eu îl fac din 2011. Două cuvinte despre ansamblu. Din 2011 am 12 ani de zile. Artițe Dobrogene. De 12 ani de zile și am fost până în Grecia cu ei, până în Moldova, până în Ardeal și ne-au sprijinit și primăria. Domnul primar este un mare iubitor de, momente relaxante. Este chiar un talent deosebit, dar nu l-am luat. A zis odată că o să facem o chestie frumoasă la o vârstă mai înaintată, numai la copii. Parcă de ce să nu demonstrăm și noi că suntem talente și la vârste și ne putem distra frumos și la vârsta aceasta. Sigur că da. Sigur că foarte frumos au evoluat, copiii din ansamblu. Nu, erau deja puțin așa emotivi, în sfârșit, dar să știți că au fost apreciați mereu peste unde au fost și grupul celălalt și acest grup. Și noi am încercat uneori să facem o îmbinare a grupului, să mergem cu aceiași copii să facă și dans a română și dans românesc. Adică să nu fie nevoie de două mijloace de transport. Și atunci este mai eficient mult mai apreciat. Facem acum paralela cu doamna Corina Șapte, profesoară de română la Liceul Tehnologic, dar și coordonator al grupului artistic Armin Divârchirau. Așa este, coordonez acest ansamblu doar de 2 ani de zile. De fapt, anul trecut am fost solicitată de către Fara Armânească să țin cursul opțional, dacă pot să-i spun așa, cultură și tradiția române. Am fost solicitată fiind, rădăcinile mele fiind într-o familie de aromâni, sunt mândră că sunt aromâncă și duc cu mândrie mai departe cultura și tradițiile și noastre. Și tradițiile, sigur, identitatea? De fapt, acest ansamblu a fost înființat cu mulți ani în urmă de alți oameni cu suflet. Este vorba de doamnele învățătoare Butcaru Valentina și Ionescu Gabriela. Pe atunci eram și eu doamnă învățătoare și eu am coordonat grupul. Au câștigat de-a lungul timpului multe premii, ei evoluând atunci ca elevi ai ciclului primar la Festivalul Mlădiței Dobrogene. Anul acesta am participat la Festivalul Interjudețean Cununița Satului din Comuna Liești, județul Galați, unde am ocupat la dans locul 3, iar la interpretare eleva Zelca Diana a câștigat trofeul. Foarte frumos! Da, deci iar ne putem mândri. Că avem adevărate voci. Sigur că da, și cu locuri bine meritate, cu trofee bine meritate și cu valori până la urmă urmei. Pentru că acești copii vor duce mai departe la rândul lor tradițiile, cultura, identitatea. Sigur, cineva sigur trebuie să ducă mai departe ceea ce noi am început astăzi sau alții cu ani în urmă au început asta. De asemenea, eleva Kendru Miruna a participat la festivalul, alături de ansamblu, la festivalul Mini Harmony din localitatea Cumpăna, recent, săptămâna trecută, da? De asemenea, a câștigat trofeul la interpretare foarte la frumos grupa ei de vârstă. Foarte frumos. Și cu toți acești copii ne mândrim. Deci predați limba română, predați cultura, civilizația a română și coordonați artistic ansamblu, și acest ansamblu. Zece minute mai avem din întâlnirea noastră, deci la Cogelac trebuie să vorbim și despre asistența socială, pentru că sunt cu siguranță și oamenii în nevoie aici, în localitate. Eu din 2008 sunt asistent social. Este vorba de Tocica Georgiana. Da, Tocica Georgiana. Lucrați din 2008, da, la Serviciul de Asistență Socială și sunt într-adevăr cazuri. Avem și beneficiari de VMG, adică venitul minim garantat al 416 pe 2001. Avem în prezent 47 de dosare. Pe care asistați? Da, și care sperăm să, dacă asta în sensul în care nu au niciun venit. Și să-i susțineți cu bani de la buget. De la bugetul de stat mai mult. Bugetul local sunt anumite criterii care să îndeplinească, situații de urgență care și domnul primar știe foarte bine în sensul calamităților, cutremurelor, inundațiilor, care putem să-i ajutăm. Dar așa numai ce prevede legea. Ajutoare pentru lemne, de exemplu. Ajutoare de încălzire, da, acum sunt și cu gaze naturale, ordonanța de urgență 70 pe 2011, care noi avem în comună și gaze naturale și putem să le acordăm, v-am spus, după anumite criterii care prevede legea. Am înțeles. Acum de sărbători și am înțeles, domnul primar, că ați votat în Consiliu acordarea unui număr de 1000, de peste 1000 de copii. Peste 1000 de copii. Cadouri. Cadre didactice. Din partea, să spunem, bugetului local, da? Primărie, Consiliul Local. E o formă de respect, E o formă de respect pentru toți
dăruire. Sunt cu banii oamenilor, nu faceți decât să-i întoarceți înapoi către ei. Da, la urmă. E frumos. Așa, sunt copii, pentru că se duc tot la comunitate. Sunt copiii noștri. Așa este. Și tot cu copiii noștri venim și pe scenă. Sigur, și la sport și la învățătură. Și tot prin copii ne putem mândri cu toții. Trebuie să-i ajutăm. Sigur că da. Trebuie neapărat să dăm o mână de ajutor domnului Manole pentru acești copii, doamnei Corina Șapte, doamnei director, neapărat. Care ar fi, mai avem câteva minute, care ar fi speranțele, vrei să întrebi pe domnul primar? Da, pentru anul viitor. 2014. Pentru 2014. Dacă i-am dat cuvântul colegului nostru, s-ar putea să vă spună că va fi un an foarte greu, mai greu decât 2013. Mai greu decât 2013? E mai auster. Da, mai greu decât 2013? Greu. Nu cred. Dar 2014 va fi mai bun decât 2015, cu siguranță. Cu siguranță va fi mai bun 2014. 2013, foarte greu an. Foarte greu. Și cu toate astea, dați cadouri, acordați ajutoare. Știi că, trebuie până la urmă, și părintele de puțin care există și o problemă copii la asistență socială. Sigur. Dacă depășește 400 de lei, nu poate să primească acel ajutor. Dacă depășește 2200 de metri în curte, 2200 de metri în curte, iar nu primește acel ajutor. Aici la noi, la Cojelac. Oamenii sunt foarte săraci. Sigur, sunt săraci oamenii. Într-adevăr, comuna noastră, comuna Cojelac, deține o suprafață foarte mare de teren, 17.000 de hectare. Baza aici la Cojelac, agricultura este. Și creșterea animalelor, creșterea animalelor. Exact. Tinerii, unde mai avem o comună, firme care lucrează cetățenii. Aceste firme au în agricultură au avut o subvenție, investiții, da. Fondul SAPAR prima dată, după aceea acum VADR. Din 2014 se dau drumul iarăși la fonduri. Fonduri speciale pentru agricultură. Fonduri speciale sunt pentru agricultură. Și pentru familii și pentru crescători de animale au fost, dar sigur. Nu atât de multe. Nu au avut cine să le acceseze. Să le acceseze. Trebuie să îndeplinești niște criterii. Niște criterii, da. Să încheiem într-un ton, să spunem așa, optimist, pentru că ne apropiem de sărbători. Să vă urăm și noi, cei de la postul de televiziune Litoral TV, sărbători fericite, un Crăciun deosebit tuturor celor care ne privesc acum și, bineînțeles, întregii administrații de la Cojelac. Pentru că domnul primar nu ne-a răspuns ce își dorește pentru anul viitor. A spus că va fi mai bine decât 2014. Ce își dorește? Mai sănătate multă, buget mai mare și în forțe noastre. Putere de muncă avem. Și înțelegere, nu? În comunitate. Să avem o colaborare bună cu toți. Ce vreau să mai vă anunțe despre postul de poliție, deci postul de poliție Cojelac s-a renovat în 2012. Prin fondurile de la primărie? Nu, tot prin această firmă CEZ. Și în această comună mai avem și secția 5 rurală. Uh-huh. Acolo este un șef nou, la secția 5 rurală. Știam acolo este un șef nou și din 2014 comuna Cojelac va avea și jandarmeria. Și centru de jandarmerie la care va colabora aici post. Va colabora cu postul de poliție, cu secția 5 rurală, o să fie în jandarmii. Postul FISC Cojelac, cum se... Da. Sprijinul din partea primăriei va fi. Avem nevoie. Veți avea jandarmii? Tot, da. Vor apărea și jandarmerițele? Zona de nord. Da. Jandarmerițe vor fi mai multe. Vor fi cu siguranță. Mulțumim mult că ne-ați primit la dumneavoastră. Mulțumim pentru spectacolul pe care îl veți oferi, de fapt, telespectatorilor noștri, copiii dumneavoastră pe care îi pregătiți aici. Și pe care i-am privit cu mare încântare. Da. Și sperăm să ne întâlnim și altă dată și să aveți vești mai bune, să fiți mulțumiți. Și noi vă mulțumim, vă așteptăm. De câte ori aveți bună plăcere. Vom mai veni cu siguranță. Noi ne vom pregăti și vom fi alături de dumneavoastră. Atunci să le urăm sărbători fericite încă o dată și să ne bucurăm deopotrivă de cele specifice sărbătorilor de iarnă, de gânduri bune, de o stare sufletească bună și deosebită și să sperăm că va fi mai bine la anul 2014, când probabil vom ajunge din nou la Cojelac și vom
Vom ajunge să informăm cetățenii despre ceea ce este bine și frumos la Cojalac. Da, aceasta a fost iarna pe ulița la Cojalac. Mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Litoral TV. O seară frumoasă! Tu câți ani ai? 6 ani. Ce aștepți de la Moș Crăciun? Ai dat comandă? Ai scris? Da. Ce ai scris? Ce-ți dorești? Jucării? Cărți? Da. Păpușele? Ce-ți dorești? Îmi spui o poezie? Da. Iarna pe ulițele, George Cojuc, a început de răsăcată cât fuga, acum s-a nori, mai s-a răspund, prea s-a dat sagrămată pe sus. Nu e soare, dar e bine și pe ruie, nu mai fug nici stacul. Bravo! Ce clasă ești, Elena? Clasa a doua. Cum mergi la școală? Bine. Îmi spui o poezie sau un colind? O poezie. Uite, vine Moș Crăciun de Otilia Cazimir. Prin ameții, în fapt de seară, a plecat către oraș, moș bătrân cu iepuraș. În hamala sănioară, drumurile străinite. Noaptea vine, gerul crește cu urechile ciulite. Iepurașul se gărbește, uite acolo, casă vale cu ferestre luminate. Moșul se oprește în cale, cu toiagă în poartă bate. Bună seara, bună seara, ca vin cu sănioara și cu doar proaspete, bucuroși de oaspete. Bucuroși, bucuroși, strigă glasul de copii. Moșule, de unde vii? Ia ca vin strămoș, încărcat cu jucării. Mașinuțe. Mașinuțe, vrei să te aducă moșul? Da. Bine. O să-i dau eu comandă pentru tine, da? Da. Bine. Pe tine cum te cheamă? Cosmin. Câți ani ai, Cosmin? 3 ani. 4 ani. 4 ani. 4 ani. A, ești cavaler deja. Pe tine cum te cheamă? Răzăfalul Constantin. Tu câți ani ai, Constantin? 9 ani. Ce știi să-mi spui? O poezie? Da. Ia. Limba românească, de George Sion, multe dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limba armonioasă ca aia nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul tău, vorbi, scrieți românește pentru Dumnezeu. Nicușor, tu câți ani ai? 6 ani. A, ești mare, te duci la școală? Ești grupa pregătitoare? Da. Ce ai învățat acolo? Poezie. Ia spune-mi o poezie. Iarna pe uliță, de George Cojbuc, a început de ieri să cadă cât un fulg. Acum asta, norii s-au mai răzbunat, spre apus s-au grămadă peste sat. Nu e soare, dar e bine și pe râu e numai fum, vântul e liniștit acum. Moș Crăciun de Otilia Cazimir. Nu am ții fac de seara, a plecat către oraș, mă jut în când depuraș, am lăsat să nu oară drumurile strănite, noaptea vine, gerul crește cu urechile cil. Asta-i gora, nouă părți, eram ca mine.
Ginar li tret Fat mirachi mari L-am șatar mână La șopat lu din vali Da ginar li tret Fat mirachi mari Oh le 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 oh Cât uiteam tu vreari Oh le 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 oh Dâșună pășari Oh le 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 oh Cât uiteam tu vreari
foc. Leliță Marie, Leliță Marie, Leliță of, of, Leliță of, of, of. Să vii, bade la mine, dar eu nu-i cânt.
Adrasnul care a nirit ceasă până la el.